fi vorba de o prezentare, o activitate la noi. Noi ne-am propus ca în cadrul acestor activități, că sunt dedicate cărții, că sunt dedicate pictorii sau modici și mai departe, să încercăm de fiecare dată să readucem în memorie niște autori locali peste care vremea a trecut. Și am zis, nu am luat-o după zilele de naștere, și am luat-o în ordine alfabetică. Și astăzi ne gândeam să vă reîncostăm memoria cu o autoare slătineană, slătineancă născută la Slatina, se numește Boteza Alice. Despre Boteza Alice au apărut mai multe cărți, au apărut mai multe informații bibliografice. Unul dintre cei mai buni cercetători locali privind activitatea acestei scriitoare a fost revizatul profesor Gheorghe Mitran, care a inclus-o și în acest volum studii slătinene. Dar despre ea au scris o serie întreagă de mari critici. Mă gândesc la Alexandru Filu, care de multe ori acordă un spațiu generos. Dumitru Micu, iar scrie despre ea, o găsim în dicționarul al Matros, o găsim în Iran, cunoscută personalitate carareană. Sunt mult mai multe. Cine este această doamnă Alice Boteza, această scriitoare? Primul trebuie să reținem că e născută în Slatina în anul 1914 și locuia pe strada gimnaziului și era fica lui Constantin Botez și funcționar de și al mamei Elena Botez, născută capitan Chitei. Își face, bineînțeles, studiile gimnaziale, studiile de curs în Slatina, după aceea ajunge și se înscrie la Universitatea, la Facultatea de Litere a Universității din București, în 34-38. În 38 obține licență în litere și filologie, iar după aceea avea posibilitatea să rămână în mediul academic, dar nu rămâne în mediul universitar. Participă și face parte din cenacurile timpului pentru atitudinile pe care le-a avut, a fost și puțin marginalizată, în așa fel încât din profesor, din cariera de profesor ajunge să fie documentarist la Biblioteca Centrală de Stat București până la pensie. În calitate de documentarist contribuie foarte mult la dezvoltarea acestei instituții care se numește bibliotecă, prin studiile și prin articolele pe care le publică. Peste aia să spun că Slatina i-a fost recunoscătoare lui Alice Botez și i-a dat numele unei trăzi. Revenim la expoziția de astăzi, care se intitulează Dialog. Nu este întâmplător titlul. Noi anul trecut, și când spun noi, mă refer la Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, vreau că domnul Crescu să vină aici în mine, directorul centrului, am inițiat tabăra interregională de meșteșuguri, prin care ne dorim să facem un dialog Oltenia, Ardeal, Moldova. Și bineînțeles și celelalte regiuni, în măsura posibilităților și interesului. Și această expoziție face parte din aceeași zonă de interes a stabilit niște funcții de legătură tainice intermediate acum al artei fotografice. Urmează ca și noi, la rândul nostru, să mergem la Oradea prin fotografii, că de pasare de cam de aici, nu au putut să vină și cu siguranță nici noi, nu o să reușim să ajungem acolo. Important e ca lucrările de aici și vreau ca neapărat etnografica să ajungă acolo, la Oradea sau în zona respectivă, Baia Mare, Satul Mare, oricare din acele localități. Cu siguranță anul acesta va merge la Târgu Mureș, unde este un festival de film și unde vom avea și noi reprezentare și la festivalul de film și la și cu expoziția etnografică a salonului ediției a 5-a. Cu acest prilej vreau să mulțumesc și să mă bucur că există lângă noi astăzi o trupă de cineaști de la Liceul Ion Minulescu și o altă trupă de la Greceanu, împreună cu doamna Dana, care sunt
pornat cu grimele de rigoare de imagine și numai de imagine, fac și teatru, fac și fotografie, fac și nu știu film dacă fac, Bucureștiul face film. Și iată, acum aflați că există un festival la sfârșitul lunii august, pregătiți-vă filmele pentru Târgu Mureș. Este o serie de 60 de lucrări, în care noi am expus aici numai 50, din atât ne-a permis spațiu și pagotarea. 34 de autori diversi și numerele aveți aici, ale fiecărui autor. Cei de la fotoclubul Eurofoto Art nu ne-au trimis și un print screen cu lucrările că puneam la fiecare. Așa noi nu le-am cunoscut și am recurs la modalitatea asta, măcar să le știm numele. Este important să cunoaștem felul în care gândesc și privesc fotografii, pentru că nu sunt neapărat, sunt puțin fotografi profesioniști. În general sunt fotografi amatori care văd într-un anume fel obiectele, locurile, întâmplările, evenimentele pe lângă care trec și pe care le imortalizează, în așa fel încât ele să transmită o emoție oarecare privitorului. Pentru că fotografia, ca și orice alt, și arta plastică, se adresează unui anume public. Nu este pentru oricine. Oricine vine și zice, da, îmi place sau nu îmi place. Dacă vine. Dar, în general, nu vine. Cel care nu este interesat. Asta este. Două săptămâni va sta aici și sperăm că mai mult public o să vină pe parcursul acestor zile să vadă expoziția.